Da, una din cele mai importante discuții a privit posibila intenție a guvernului de a diminua impozitul pe venit de la 16% la 10%. Ca principiu, reprezentanții municipiilor nu au o problemă vis-a-vis de acest aspect, că practic orice beneficiu adus cetățeanului reprezintă un plus. Însă trebuie ca acest lucru să se facă cu compensarea sumelor pe care municipiile le-ar pierde prin diminuarea acestui impozit pe o serie de criterii transparente și care să acopere în totalitate aceste posibile pierderi. Din discuțiile avute cu premierul Mihai Tudose, acesta a relevat faptul că nu va introduce miercuri pe ordinea de zi a ședinței de guvern acest pachet fiscal. Cel puțin în perioada următoare vor exista o serie de studii de impact. Fiecare dintre aceste studii vor fi discutate cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România și ulterior, de comun acord, prin consens, va introduce într-o viitoare ședință de guvern acest pachet. Eu sper ca premierul să-și țină promisiunea și acest lucru să se materializeze, astfel încât primăriile să nu fie văduite de aceste sume de bani pe care și așa cu greu reușim să ne desfășurăm activitatea și să facem față tuturor nevoilor unei comunități. Cât privește cuantumul acelor amenzi care la un moment dat intrau în bugetele locale, acum cât rămân la bugetele locale, cât vor pleca la bugetul statului? Nu s-au purtat discuții vis-a-vis de cuantumul acestor amenzi. Noi ne dorim ca în totalitate aceste amenzi să rămână în bugetele locale și așa primăriile au pierdut foarte mulți bani, pe de o parte prin eliminarea celor 102 taxe, pe de altă parte de la 1 februarie prin eliminarea taxei pentru transferul de proprietate și, ca să nu mai spunem, și de alte sume care în trecut, încetul cu încetul, practic au fost luate din vistieriile autorităților publice locale, ceea ce a creat neajunsuri multiple pentru aceste comunități locale.